Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit în Off on the Record, vă ajutocul dumneavoastră pe culoarele puterii. Mergem în această seară din nou pe culoarele presei și societății civile, atâta cât a mai rămas ea în România, pentru că invitatul nostru de la această oră îl știți, Doru Bușcu, redactor șef Cața Benci. Bine ai revenit, Doru, în emisiune. Bine te-am regăsit. Sunt o serie de evenimente politice, avem în sfârșit candidați pentru alegeri locale, încă nu știm candidații la sectoare, în continuare povestea este secretă, dar a apărut în viața noastră domnul Cătălin Cârstoiu, candidatul nemăsurat, trebuie să spunem și asta, nemăsurat în sondaje, pentru că i-au stat două luni și au măsurat candidații. Domnul Cârstoiu a spus că nu a fost măsurat în sondaje, dar a ajuns candidatul surpriză al acestei alianțe comasate PSD-PNL. Îți propun să revedem momentul lansării, că o să ajungem și la sondajele binecunoscute din perioada electorală. Haideți să-l vedem pe domnul Cârstoiu, candidatul alianței PSD-PNL pentru Primăria Generală a Capitalei. Domnule Cârstoiu, este data de 9 iunie, sunt cetățean al Bucureștiului și merg la urne pentru a alege primarul capitalei. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, dincolo de experiența dumneavoastră incontestabilă în domeniul medical, dincolo de susținerea politică din partea celor mai mari partide din România, ce vă recomandă, domnule Cârstoiu, să fiți primarul general al capitalei? Uitați-vă la mine! Dincolo de aspectul fizic, domnule Cârstoiu. E, asta nu cred că e una tu, aspectul fizic. Eu cred că faptul că am reușit să armonizez atâtea echipe, atâția oameni care au lucrat sinergic pentru niște obiective comune, spitalul, facultatea, primăria, trebuie să fie ca o navă în care nu-ți permiți erori. Hai, Robert, hai că te-am mâncat, te-a zis. Dacă-l cu pormă, îl chemăm și pe Rareș Bogdan. Ia uitați, ia întrebați. Pe cine veți vota, domnule Negoiță? Deci, mie nu mi-a plăcut și eu simt că nu-s făcut pentru politică. Și îmi pare rău că pur prea direct ce gândesc. Nici eu. Eu n-am spus că votez cu altcineva, ca să fie clar. Și știm bine... Și vă faceți treaba, și vă faceți bine că interpretați toate lucrurile, schimbați din context, dar eu, ce relevanță are ce votez eu? Eu, când am să votez pe cineva, votez cu speranță, votez ceva care de principiu cunosc. Ieri l-am cunoscut pe Cătălin și cred, din ce am înțeles până acum, dar haideți ca să ne înțelegem, avem două luni de zile pentru Dumnezeu. Care contracandidat al dânsului? Vă rog eu, haideți să facem un exercițiu. Hai să vorbim lucrurile reale, adevărat. Cu cine să-l compar? Cu Nicușor, dar ce-a făcut? Cu sondajele. De 4 ani se plânge și nu face nimic. De 4 ani se ceartă cu primarii de sector. De 4 ani n-a venit cu o propunere. N-a atras un fond european. De 4 ani face un circ. Cui a folosit? De 4 ani capitala României stagnează. Noroc cu privații, că mai dezvoltă și cu primarii de sector, că altfel ar fi blocată total. Ăsta e adevăr. Cu cine să-l compar pe domnul? Cu Piedone? E un primar de sector foarte bun. Atât. Care e perspectiva al domnului Piedone? Ce oameni coagulează domnul Piedone față de un profesionist ca doctorul Cârstoiu? Ce oameni strânge în jurul lui Piedone, să dezvolte, să dea viziunea acestei capitale. Capitala noastră, nu a mea, capitala românilor. Cine vine la domnul Piedone după ce iese primar? Cine vine la Piedone după ce iese primar? Întrebare. De ce candidează Cătălin Cârstoiu? Ai înțeles? Tu ai înțeles, domnul Bușcu? Eu aș vrea să notez prima calitate mare a lui Cătălin Cârstoiu, și anume că seamănă foarte bine cu Băsescu. Și fizic, și la gesticulație, și uneori și la modul de a vorbi. Poate asta a fost
primul criteriu pentru care l-au selectat. Dar el vine din sursele mele, nu din interiorul propunerea lui. Nu vine din interiorul Alianței, ci vine de la Cotroceni. Asta am înțeles eu. Da. El face parte, dincolo de, să spunem, de respectabilitatea lui profesională, pe care câtă vreme nu i s-a găsit doctoratul, nu i s-a răsfoit, este mai presus de orice bănuială. El face parte dintr-un establishment al marilor taicuni din sănătate. E un soi de lojă transmasonică și transpolitică cu accente din servicii secrete. Nu oricine ajunge unde a ajuns administrativ, spun, unde a ajuns doctorul Cârstoiu. El poate în continuare să fie inocent, dar dacă intră în acest joc, devine o rotiță din acest sistem. Până aici, profesional și moral, stă bine. Cota lui politică sau cota lui de popularitate, notorietatea lui suferă însă și de aia ne întrebăm cu toții de ce l-au ales. Când aveau candidați care erau, în fine, stăteau destul de bine. Era Gabriela Firea, era chiar tânărul Burdujea cu potențial de creștere, în fine, e tânăr, a fost la Harvard, nu e de colea. Argumentul pe care l-au dat cele două partide este că nu e compatibil cu niciunul dintre cei doi candidați, n-ar fi fost votat de electoratul celelalte formații, aliat și advers în același timp. Rămâne să vedem dacă Cătălin o să fie ales. Vine cu un bagaj, are această relație cu Traian Băsescu, contracte, dacă ți-aduci aminte, pe vremea lui Traian Băsescu, Spitalul Universitar, domnul Cocoș, îți mai aduce aminte de Dorin Cocoș și de Radu Pricop. Am văzut, de exemplu, Spitalul Universitar a făcut contract juridic de reprezentare juridică cu ginerele lui Traian Băsescu în acea perioadă. Cătălin Tolontan a scris despre asta. Ulterior s-a și publicat acel contract care n-a fost prins. Adică el vine cu un bagaj. S-a scris foarte mult și de situația de la Colectiv. Dar, bun, ăsta a fost Cârstoiu de atunci. Cârstoiu de acum, spun, o să-l invit și eu probabil în emisiune, eu sincer nu înțeleg de ce candidează. Adică când îl întreb, te bagă în salon, te bagă în Spitalul Universitar, în pacienți, în 1100 de paturi... Asta e normal să o facă. Dar de Primăria Generală a Capitalei. Da, și eu nu am o problemă de competență aici. Nu am o problemă de competență pentru că în partea cealaltă l-avem pe Piedone, care conduce... Piedone vine din stradă. Vine din stradă, dar vine cu o ignoranță mai la fel de mare cum era el pe vremea când avea 180 de chile. Sigur că Piedone bate o tobă stridentă, uneori vulgară, populistă și pe chestia asta, da, între el și Nicușor Dan, de exemplu, este o distanță astronomică. Nicușor Dan este un strălucit matematician, chiar dacă un primar care a mai dat cu roaba în gard, dar moral și profesional și în fond din această experiență profesională se degajă și inteligența administrativă. Nicușor până la urmă învață niște lucruri, a făcut niște țevi, chiar dacă nouă nu ne convine ce ar face Nicușor în București una peste alta. Dar a fost dispărut. Piedone este într-un alt, de departe, este într-o altă lume. Piedone este când îl asculți, sunt trei luni diferite. Da. Cârstoiu din această perspectivă nu cred că are probleme de competență. Să administrezi un spital, să te discuți cu oameni, să organizezi, e în regulă. E mult peste ce ar putea să producă Piedone vreodată. Problema este alta la Cârstoiu. Este un candidat servit. Noi avem o istorie tristă cu candidații serviți. Bun, acum ne punem această problemă în ipoteza, destul de puțin probabilă, că va câștiga, așa cum arată acum lucrurile. Dar candidați serviți au fost, să ne amintim, nașul lui, Traian Băsescu, a venit dintr-o dată printr-o figură de judo, printr-o rostogolire pe tatami și cu o lacrimă a devenit candidat. Da. Chiar și prima lui opțiune la Primăria Capitalei a fost spontană, nervoasă și dintr-o dată.
Candidat Servitu, da, a fost... Traian Băsescu a avut un istoric politic. Da, a avut un, să spunem, un talent special pentru politică. Transportul, iarna lui Capara, primărie, da. Dați-mi un consiliu, ardei pe corupți, cu ardei, nu ți-aduce aminte? Era, deci era, da, avut, da, un acum, trekking. Uitându-te în perspectivă inversă, să spunem, Traian Băsescu a fost servit pentru că el era deja un om al sistemului, un om pe care multă vreme ne-a chinuit să-l demonstrăm că este... al sistemului și într-un târziu, când nu mai conta, am reușit să demonstrăm asta. Până la urmă, media, împreună cu... Au apărut niște notițe de la SRI, au apărut niște hârtii la CNS. Și asta arată că tot candidat servit a fost și Klaus Iohannis, care tot dintr-un seminean a venit. E purașul din Joben. Da. Ei, la fel este și Cătălin Cârstoiu. De departe, profesional, este cel mai calificat dintre ei, pentru că reputația lui profesională o întrece pe acelor doi. Sigur, Băsescu se scălda într-o legendă a navigatorilor. Cu nava. Ai văzut că și Cârstoiu a folosit chestia asta. Are, da, mă rog, niște... Iohannis mustea în mitul neamțului harnic. Cârstoiu e obligat să vorbească despre ceea ce îl legitimează pe el și face foarte bine. Problema este că de unde este el acum la 16% sau la cât îl dau sondajele, ca să depășească doi competitori, cum ar fi Nicu Șordan, care deja este primar și are întâia șansă, și cum ar fi Piedone, pe care, care se pare că a angajat un soi de popularitate neașteptată, surprinzătoare pentru toți ceilalți, are niște lucruri de făcut, pe care deocamdată nu le face. Poate că echipele de comunicare îi pregătesc lucruri, dar eu văd lucrurile în felul următor. Ca să câștige Cârstoiu, trebuie să se întâmple niște lucruri. Primul și cel mai logic este să fie extras Piedone din ecuație. Sunt metode, le cunoaștem, le-am văzut. Orban, dacă ne amintim la niște alegeri anterioare, primăria Bucureștiului, s-a făcut un dosar, a fost scos. Nu că ar fi câștigat Orban, dar poate că cineva vrea să-și încerce șansele și a reușit. Și lui Nicu Șordani se poate, sigur că el a fost primar. Da, se poate veni o curte de conturi, se poate întâmpla... Nu, stai puțin. Noi vorbim despre lucruri care s-au petrecut. Nu știu, sunt premiere. Sunt oameni diferiți. Eu știu ce zici. Sunt perfect de acord cu tine. În dar situația sunt asta, cu Piedone extras și cu Nicușor vulnerabilizat, Cătălin Cârstoiu poate să joace. Dacă nu se întâmplă asta, atunci trebuie ca el să beneficieze de o echipă extrem de creativă de campanie. Și eu aș vedea aici un amestec din ăsta, un scenarist, un clown, un aruncător de cuțite, oameni care nu gândesc așa cum gândește de obicei o echipă de campanie. Rareș Bogdan, ai văzut? Rareș Bogdan, cine este doctorul de picioare de dinți, a ajuns șeful pe comunicare la Cârstoiu. Ca să facă un salt peste cele 15%, trebuie să facă niște lucruri. Nu zic doar să salveze bătrânici. Crezi că Rareș Bogdan îl poate salva pe Cârstoiu? Rareș Bogdan nu cred că poate salva pe nimeni, poate nici pe el însuși. Însă, Cârstoiu trebuie să vină cu ceva de genul, să aleagă echipa de campanie pe Florin Salam, câțiva idoli ai bucureștenilor, Țancă, Uraganul, să le rupă picioarele și să-i trateze ortopedul Cârstoiu și să împrumute popularitatea la ei. Adică trebuie făcut ceva ca să-l iei de acolo de unde e. Pentru că n-are forța lui Băsescu să măture cu adversarii în câteva întâlniri. Nici n-are cum bietul de el, pentru că el e profesor universitar. Indiferent din ce lojă, din ce rețea de influență și de putere ar face parte. Adică, bun, am înțeles. El e un doctor. El vrea, din câte știu eu informațiile mele, este că vrea de vreun an. Adică cam sonda pe la ei. Dom'le, aveți nevoie de vreun candidat? Dar de ce te-ai băgat în chestia asta? Adică... ca rațiuni personale. E șeful de la universitar, nu te deranjează nimeni. Oamenii la un moment dat, dacă sunt civili, vor alte provocări. Dacă nu sunt civili, primesc niște ordine. Eu nu fac acum nicio ipoteză. Spun doar că am văzut astfel de lucruri în trecut. Tot ceea ce spunem noi este sprijinit cu argumente și cu fapte din trecut. Le-am mai văzut, lucrurile astea le-am mai văzut. Corect, aici îți dau dreptate. Trebuie să luăm puțină pauză și după aceea o să discutăm și despre domnul Piedone, personajul Piedone. Am văzut aseară explicațiile lui Marius Pieleanu, pentru că și Avangard acum e o nebunie cu sondajele, toată lumea face sondaje de mai mult timp.
Dar acum toată lumea sondează pe Cârstoi să vadă dacă cumva îl depășește pe Nicușor Dan sau pe Piedone. E greu cu candidatul, deși Alianța, o să discutăm după asta, zice că ea la 11 Romașcan, domnule, noi luăm 50% pe București. Păi o să vedeți unde e candidatul. Dacă Alianța, teoretic, ei și-au făcut calcule, a adunat A plus B și le-a dat C. Nu prea iese așa la alegeri, după pauză. Am revenit, doamnelor și domnilor, invitat Doru Bușcu, Cațavenci. Discutăm despre saga asta cu candidații. Să vă prezint trei sondaje, ultimele trei sondaje, că dacă le prezentăm pe toate o să nebunim cu toții. Nicușor Dan a prezentat la un moment dat și a pus pe pagina de Facebook un sondaj, dar nu și l-a pus pe complet, în care a spus că el are Piedona are 40,4%. Deci ce vedeți în dreapta, da? Piedona are 40,4% și Nicușor Dan, adică el, candidatul, 39,3%. Sociopolul, adică PSD-ul, și-a făcut și el un sondaj pe care l-a dat publicității ieri. Nicușor Dan e la 34%, Piedone la 30%, Cârstoiu la 26%. Vedeți, în sondajul PSD, Cârstoiu e bine. În sondajul lui Pieleanu, făcut dat publicității aseară, probabil ați văzut în presă, Nicușor este la 44%. Nu. Nu, Piedone este Piedone la 44%. Eu greșeam acolo. Sunt pozele puse greșit, dar sunt Piedone e la 44%. Puse greșit, da. Piedone e la 44%, Nicușor Dan este la 27% și Cârstoiu este la 16%. Deci poate reușim să rectificăm povestea asta. Deci în aceste sondaje, poate avem un carton separat cu ultimul de la Avangard, Piedone rupe, da? Și în sondajul lui Pieleanu, nu. Ăsta este al sociopolului. Mă interesează cel al lui Pieleanu, Avangard, 44%. Mai este o teorie pe piață, că de asta stăm aici, analizăm teorii și speculații și controverse și conspirații, că de fapt Piedone e candidatul PSD-ului. Alu Ciolacu, ca să o scoată din cărți pe fire. Pentru că vedem în același timp când ei au preferat acest domn Cârstoiu, rivalii lui Ciolacu din partid, care ar putea aspira la președinția partidului, la președinția, candidați la președinție, sunt izolați. Domnul Dâncu e trimis la Bruxelles, doamna Firea e trimisă cu forța la Bruxelles, Grindeanu e pus strategic la Ministerul Transporturilor și nu prea mai rămâne nimeni care să-i pună în poziție, să-i pună în pericol candidatura lui Ciolacu. Vezi și așa lucrurile? Eu zic că este un... o etapă naturală din teoria selecției politice. Îți amintești de tablou în care Stalin poza cu întregul birou politic și pe măsură ce îi împușca, a rămas el și cu Molotov. E normal să se întâmple asta. Un lider care vrea puterea trebuie să-și elimine pe căi democratice, mai catifelate, challengerii. Este logica puterii. Dacă nu ți-o durești cu disperare, dacă sigur că democrația moderează, înmoaie într-un fel această dorință fierbinte de a lua toată puterea, dar asta e realitatea. În momentul în care vrei puterea și ți-o amenință democratic colegii de partid, capte colegii de partid. Păi da, dar asta nu e utopie, că au mai încercat și alții. Și Ponta a încercat să scape de Dragnea. Dragnea a încercat să scape de toți care l-au încumunat. A reușit. Într-o bună măsură a reușit. Gândește că la un moment dat era un triptic, era Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Vasile Dâncu. I-a făcut ministri pe amândoi, i-a rezolvat. E greu la minister. Acum, sigur, Grindeanu a reușit să-și facă un brand din asfaltare. Da. Dâncu nu a reușit mare lucru la armată, probabil și din cauza lui Iohannis, râcile pe armament, de la cine cumpărăm, de la ce șepci cumpărăm.
Dar Ciolacu între timp a urcat. Pe, nu numai în, în ierarhia puterii, a urcat și în popularitate. Pentru că atunci când ai la dispoziție toate resursele partidului și când ești singur vorbitor și vorbești discreționar, atunci sigur că acumulezi. Este logica puterii asta, nu este... E un lucru pe care îl vedem și în America, îl vedem și în Franța, îl vedem peste tot. Da, e... Nu poți să trăiești într-o frăție... Povestea asta cu Stănescu și cu Firea, crezi că va rămâne așa? Adică ăștia vor înghiți așa toate loviturile lui Ciolacu fără să se întâmple nimic? Pentru că ți-aduc aminte că vorbeai de istorie. PSD-știi, spre deosebire, cred că și liberalii sunt la fel, ăștia nu uită și nu iartă. Adică gândește-te că dacă Ciolacu a făcut asta acum la locale, urmează parlamentarele și prezidențialele. Iar, de exemplu, domnul Stănescu conduce, cam coordonează o treime din organizațiile PSD. Doamna Firea este prim-vicepreședinte. Așa e. Dar înainte de aceste calcule, trebuie să răspundem la întrebarea cine dorește cuvântul cu ghilimele stabilitate. Că totul se întâmplă în numele unui cuvânt, unui slogan care e identificat drept stabilitate. Toată lumea vorbește despre... trebuie să facem orice, să ne unim, să comasăm, să schimbăm, să alterăm programul, pentru că e nevoie de stabilitate. De ce? Pentru că rușii sunt gata să năvălească peste noi. Dacă această stabilitate este dorită, este o, să spunem, o formulă, o jonglerie politică plecată de la Cotroceni, împărtășită de Nicu și Marcel, cu care să-și securizeze pozițiile și puterea și guvernarea după decembrie 2024, e una. Și atunci acești lideri frustrați pot să acționeze în etapele intermediare, la prezidențiale, la Firea și Stănescu, să bage bețe. Dacă însă această stabilitate, nevoia de această stabilitate sau acest cuvânt este importat de la Bruxelles, atunci nu se va întâmpla nimic. Depinde cine a formulat, cine a scris cuvântul stabilitate și l-a trimis în plic. To-do list. Dacă e de inspirație locală, e una, da, e un joc mic. Da, eu înțeleg. Păi chiar dacă l-a dat Iohannis în plic, în plicul galben, sau a venit pe un to-do list de la Bruxelles, observ că partidele nu acceptă această stabilitate. Deci ea de la Timișoara se omoară cu Simonis, liberalii. Alin Nica pornește revoluție în partid. Partidele nu sunt compatibile. E limpede. Pentru că sunt tradițional competitori pe scena politică în România. Strămoșul PSD-ului i-a băgat, i-a ucis în închisori pe membrii strămoșului PNL-ului. PNL-ului, da. Sigur că sunt... Și știi, să pui un PSD-ist la Timișoara în condițiile în care spun am făcut Cotroceniu cu Ion Iliescu, ultimul mandat. Băi, Timișoara tot timpul au fost probleme din punctul de vedere al secu și totuși țara se stabilizase 2000-2004. Băi, tot timpul erau probleme la Timișoara. Tot timpul erau probleme de securitate a președintelui României când mergea în Timișoara. Pentru că Timișoara nu a acceptat niciodată PSD-ul. Asta trebuie să recunoaștem. O să accepte cu timpul pentru Freddy alu Ciolacu. Generațiile vocale de atunci au îmbătrânit, o parte din ele s-au dus. E greu să... Hai să mai dăm o dată sondaje, că acum înțeleg că avem cartonul bun. Asta cu pietone 44, deci murim. Ce înțelegi tu din asta? Piedone, te întreb, Piedone crezi că se retrage? Domnul Papa Voiculescu o să zică gata, mi-mi retrag candidatul. Dacă Cătălin Cârstoiu nu este doar un candidat de conjunctură și un candidat strategic scos din pălărie, cred că Piedone va trebui într-un fel sau altul să facă ceva cu viața lui. Să se retragă, el să se răzgândească. Nu, a fost el a spus trebuie. Multe lucruri. El a spus că nu va candida la primăria generală și după aia a spus că va candida și nu își va lua cuvântul înapoi. Da, să nu luăm în serios cuvintele lui Piedone. Ar fi caragios. Însă Cătălin Cârstoiu este o miză mare pentru ceea ce urmează după alegerile locale. Căci dacă pierde, dacă coaliția pierde cu Cătălin Cârstoiu primăria capitalei, așa, se va întâmpla un lucru teribil. Ce se va întâmpla?
Societatea va înțelege că se poate, că mamutul politic să dărâm sistemul clădit în contra naturii poate fi învins. Și atunci vor încrederea în coaliție va fi încet, încet erodată. Cei doi candidați la președinție interșanjabili, Nicu și Marcel, se vor codi să se arunce într-o aventură în care pot să-și rupă gâtul definitiv. Și probabil că se vor îndrepta spre o formulă în care, tot cu un Cătălin Cârstoiu, să meargă la președinție. Un black box, așa. Nu că nu și-ar dori și nu că n-ar fi logic ca partidele să-și împingă candidați la președinție, dar pierzând un match fundamental, cel mai important, da, e al doilea cel mai votat. Cel care îl pierde, pierd dispare. Amândoi. Pierd amândoi. Ei și-au asumat, da? O să vedem o mare degringoladă dacă coaliția pierde primăria capitalei. O să iasă toate diconiile din PSD și PNL, că nici Ciucă n-are viață bună în PNL și nici ăla cu PSD, adică acolo firea va zice, păi stai băieți, ce ați făcut? N-ați vrut cu mine, uite, Pandele, eu aveam, o să urle pe televizoare. Da. Încă adică, o dată, urletul o să și fie... Și într-adevăr, președinția dă un semn, primăria dă un semn pentru președinție. Urletul o să fie dozat, încă o dată, de proveniența cuvântului stabilitate, adică interesul ăsta... Deci îl urăsc. Sigur, ăsta e. Altceva mai bun nu o să primești. În schimbul votului tău, care va aduce la putere oameni pe care nu-i dorești, nu o să primești nimic mai bun decât cuvântul stabilitate. Totul s-a făcut în... interesul da, național stabilitatea eu o citesc când o repet așa și o bagă pe gât așa cu forța o reducere a jocului democratic poate discutăm e și e chiar un extremism dacă analizezi puțin pentru că forțezi niște proceduri exact. Democratice ce să devină nedemocratice alterezi calendare exact. De alegeri, pui oameni în poziția de a nu putea fi ales simultan, deci le afectezi. Le reduci drepturi da, și dreptul. Libertăți. Da, nu mai contează ce spune Curtea Constituțională. Hai să luăm puțin acum pauză, că o să discutăm și a făcut domnul Dâncu un sondaj foarte interesat. Tinerii votează, că când te uiți la sondajul ăsta te apucă, îți vine să fugi. Ce gândesc tinerii și de unde și au informațiile, dar vreau să discutăm puțin și de ce ai publicat astăzi pe Cața Venci cu doamna, o doamnă frumoasă, deșteaptă, independentă, să fie și liberală, să aibă și o meserie social-democrată și au rămas și fără cap și fără doamnă și a ajuns cine a ajuns doamna? E vorba doamna? Despre o femeie. O femeie. Cu carieră solidă, așa. Construită în afara lumii politice. Așa. Așa a fost anunțat. Așa, ne-a făcut capul numele Ciolacu Casă. În fruntea listei pentru europarlamentar. Da, da, da. După pauză vedeți o doamnă. Luăm pauză și revenim. V-am promis că vă arăt pe doamna Doru Bușcu, Cața Venci, au pus-o astăzi pe prima pagină. Haideți să vedem cum arată doamna de la Partidul Național Liberal și de la PSD, capul de listă. Dăm poza aia așa, să dă o full, să fie full, să vedem capul de listă. Asta e, dumne. Deci au stat, au negociat, ne-au zăpăcit în comisii, comitete, coaliții, BPN-uri, cocopouri și cocopauri și a ieșit domnul Mihai Tuduse. Care este și șeful campaniei. Care este și șeful campaniei. Cum e posibil asta? Adică dita mai coaliția. Băi, au 50%, peste 50% în Parlament. Premierul, președintele Senatului, au pus-o pe Ramona Chiriac? Și femeia s-a retras. Nu știm de ce s-a retras. Nu știm de ce au pus-o. Mă rog, că probabil l-a spus Iohannis. O ia pe scurtătură. Nu-i sigur, pentru că dacă ar fi spus Iohannis, cred că ar fi rămas acolo. Cred că Iohannis a fost nehotărât în momentul ăsta. Cred că nu e propunerea lui, pentru că toate propunerile lui Iohannis s-au finalizat cu funcția. Da, doamna, mă rog, s-a retras din motive personale și au rămas fără cap de listă și capul de listă a ajuns domnul
din figura alăturată, domnul Mihai Tudose, care a promis că vine la emisiune și după aia n-a mai răspuns la telefon. Șcurare și Bogdan, ăștia sunt cei doi șefi de campanie. Imaginați-vă așa ceva. Mai arată-mi puțin, Ioane, pe cei doi șefi de campanie. Ce spune asta despre politica din România? Nu dăm poza de la Casa Venci, că aia spune tot. Mihai Tudose, care nu știe limba engleză. Mihai Tudose, care el vorbește doar de podul din Brăila. Știi că și-a făcut și manea cu podul. Știi povestea? Păi cum? E așa. O cântă licenii. Așa. Trupa Azur, te rog frumos. Da, dar o fredonează așa. După trupa Azur licenii. Mihai Tudose, care atunci când era premier l-a pus Dragnea, a zis, a venit în emisiune și a spus că el nu folosește cardul, că îl fură băncile. Știi că el... Sigur că da. Cash-ul. Da. Cash-ul. Băi, ăsta e capul de listă la europarlamentare al României. E și cel mai înalt, să știi, are 2 metri și în armată oamenii sunt așezați în plutane după înălțime. Primul este cel mai înalt și ultimul e tabachiera. Ce spuneți asta? Mie îmi spune că, în primul rând, lăsând la o parte critica pe care suntem obligați să o facem și pe care toată lumea o face din cauza nervilor, îmi spune că este o construcție politică fără precedent. USL-ul s-a construit într-un context care avantaja pe cei care au făcut. Acum este cu forța, se face cu forța, având oameni relativ mediocri. Pe aici, pe acolo, mai pâlpâie câte unul. Și să construiești și să impui societății tot ceea ce îți trece prin cap. Cu forceps. Să spui ceva și să faci altceva, mie mi se pare o mare realizare politică. Oamenii ăștia chiar se pricep la politică. Păi da, mă, dar noi am vorbit și oamenii vor merge lui Iohannis asupra lor. Păi da, ei nu văd, adică uită-te și tu. Înaintea binelui public există binele personal. Cine câștigă din aceste figuri de arte marțiale făcute pe calendarul alegerilor? Câștigă Iohannis. Adică se așteaptă să câștige, în sensul că ar putea să candideze la una din funcțiile importante. Decalarea acestor alegeri îl pune într-o situație așa încât să fie sprijinit de câștigătorul care va fi premierul acestei majorități. Câștigă fiecare dintre cei doi lideri de partide. Nicolae Ciucă câștigă pentru că nu va avea rezultate proaste la parlamentare doar cu partidul lui, deci nu va fi mazilit. Marcel Ciolacu câștigă pentru că îl păstrează în viață pe Ciucă și astfel poate alcătui această coaliție pe care să se urce el ca viitor posibil candidat la președinție, dacă dorește, că nu știm dacă dorește sau dacă îndrăznește, în funcție de ce se întâmplă după campania electorală. Deci sunt avantaje personale care prevalează peste avantajele de partid și care, bineînțeles, că prevalează absolut peste interesul național, al populației, al poporului, al indivizilor. Și loialitatea și, da. Hai să deci e o construcție politică care va fi studiată în manuale. La, cum se cheamă, școala de asta, Ștefan Gheorghiu pe nou, este... Jurnalism. Jurnalism. Nu e jurnalism, nu? Ba da, ba da. Ba da, da, mă rog. Hai să revenim în România reală. 9 din 10 tineri spun că nu au încredere în guvern și parlament. 73% din tinerii români, România nu este o țară echitabilă. Principalele probleme ale tinerilor în România, avem 4,5 milioane de votanți între 18 și 35 de ani, da? Sunt lipsa oportunităților de pe piața muncii, sistemul de educație foarte slab și drogurile. Le apar și lor în focus grupuri povestea asta cu drogurile. Deci oamenii, tinerii se zic că e o problemă cu drogurile în România. 2 din 3 români vor să plece, au luat în calcul să plece din țară. 2 din 3 români spun că opțiunea lor electorală de anul ăsta va fi foarte diferită de cea de acum 4 ani. 76% nu au încredere în democrația din România. Da? 37% deloc. De unde și-au informațiile tinerii? Doru Pușcu. 42% din Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, 27% din online, 7% de la prieteni, doar 18% din televiziuni, da? Clasice.
72% sunt interesați, sunteți interesați de viața politică din România, dar procentele sunt peste 50, peste 60% privind participarea la prezidențiale și la locale și la alegeri. Deci au o opțiune formată, iar ei spun că 41% votează în funcție de răul cel mai mic, nu de profilul candidatului. Deci ei și-au informațiile din rețele de socializare. Adică de la ei. Deci ei trăiesc într-o lume autoinformată. Da. Rețelele sociale, în principal, poartă informații ale rețelei. Picură o informație externă care apoi este diseminată, este... Funcționează pe algoritm. Este discutată, dezbătută. Văd, de exemplu, că... Eu spun, văd că, de exemplu, Piedone rupe TikTok-ul. Ce a înțeles coaliția din povestea asta? Dom'le, trebuie să oprim TikTok-ul. Trebuie să reglementăm TikTok-ul. Adică să oprim, să reglementăm ceea ce nu putem controla. Aici îi spun că noi avem o problemă inclusiv pe zona asta de tineret. Adică oamenii și-au informații nesigure din rețelele de socializare, votează, dar n-au încredere în sistem politic, în democrație, în nimic. Și spun că sunt împotriva sistemului politic, dar spun în același timp că sunt neinteresați. Asta arată că nu sunt informați. Acum, în același timp, poziția lor este legitimă. De ce? Pentru că asupra lor efectele sunt efectele de la firul ierbii, adică efectele din societate sunt într-adevăr conforme cu părerea pe care o au ei despre societate. Adică tinerii sunt mai lipsiți de șanse decât oricând, sunt marginalizați social, școala este deteriorată. Dezamăgiți sau... de sistemul de educație și drogurile apare ca problema numărul 3. Da. Drogurile e o problemă crescătoare cu soluția din ce în ce mai mică și mi-amintesc că acum profit de acest prilej să spun că atunci când am făcut, colegii mei de fapt au făcut o anchetă bubuitoare legată de droguri, de cantitățile mari de droguri. Da, așa. Ați avut o grămadă de procese. Ne-a făcut praf justiția, în condițiile în care noi am pus pe masă probe, martori și nu s-a întâmplat nimic. Și acele rețele continuă să funcționeze pentru că, de fapt, de ce s-a întâmplat asta? De ce ni s-a astupat gura? Pentru că cantitățile alea nu puteau să funcționeze doar prin niște traficanți. E vorba de instituții mari, majore, care ocrotesc. Și eu, apropo de droguri, l-am auzit pe domnul, chiar azi îi spuneam unui procuror, l-am auzit pe procuror general României, care spune că, domne, e mafia și sunt droguri în port. E o glumă. Păi nu, da, scuză-mă, să fii ca procuror general să spui că e mafia și sunt droguri în port, înseamnă că trebuie să te dai demisia. Adică cine face dosarele? Trebuie să le fac eu sau tu? Parchetul general ce face? Câte dosare pe parchetul general nu are ce să facă zero. Până când nu se ia o decizie politică aici. Pentru că dacă se ia o decizie politică și se construiește un corp de luptă împotriva drogului, lucrurile se mai pot rezolva. Dar câtă vreme tu ai instituții secrete care protejează, n-ai cum să rezolvi această problemă. Ei din când în când îl aruncă pe câte un găinar. L-au prins cu 3 kg de cocaină, la așa și pac, și apare la televizor. Dar în timp ce ăla e fotografiat, 3 tone trec pe alături. Da. Și se duc în Europa, o parte rămân în țară. Da, de alminte, e vorba de complicități, vezi de foarte des de... pe stradă mașini care n-au nicio justificare economică. Poate țiriac să și le permită. Poate că 2-3 oameni din această țară care au avut afaceri sau care au furat destul și au scăpat de pușcărie să și le permită. Dar puși de 19 ani care conduc mașini de jumătate de milion într-o frenezie, e inexplicabil. În condițiile în care se plătesc taxe, se face profit într-o companie. Președintele României are treabă. Ele sunt la vedere. La NATO. Cine să drogurile facă asta sunt la vedere. Discutăm de droguri. Și mai mult decât atât, șefii instituțiilor consumă droguri. Dacă am face un test când antidrog pe bune în Parlament, în Guvern, la candidații ăștia, eu i-aș lua pe câțiva candidați, sunt toți candidații la primărie. Eu am niște... Un antidoping n-ar fi, un test antidoping n-ar fi destul rău, s-ar putea să se curețe puțin. Să se curețe puțin.
politica. Pentru că au remanență, unele de 6 luni, adică... Poate unii și-au luat măsuri, s-au oprit prin... Și că înțeleg că îți rămâne câteva... 6 luni. 6 luni. Dar poate unii s-au oprit, au zis, bă, candidez la primărie, mă opresc. Unii au avut și dozare pe la parchet, adică hai să fim serioși. Parchete, vine procuror general, domnule, e nasol cu drogul. A, nu său, dar cine se ocupă ei? Adică cine se ocupă de drog? Nu are cine, deci va continua. Da, avem oameni pe care problema plătim. Problema drogurilor. Cunosc cazuri, știu părinți care sunt disperați, sunt dărâmați da, când un copil calcă la televizor. Pe alături. Un fac mic. Și liceele sunt înconjurate de dealeri, au ajuns să intre în licee. Dicotul nu face față. În licee. Problema nu este neapărat să-i prinzi pe ăștia. De asta s-ar putea ocupa poliția de stradă și... Ideea este să lovești țeaua la vârful ei. Da, da. Ori dacă vârful ei se ocupă de ocrotirea acelei rețele, nu ai pe cine să prinzi. Ce facem? Suntem în cer. Nu se pot aresta singuri. Așa e, nu se pot aresta singuri. Luăm pauză și revenim cu... Mai bine discutăm de Putin. Mai bine discutăm de Putin decât de ăștia. Pauză și revenim cu Moscova. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem pe final de emisiune, avem și evenimente externe, știți că discutăm și despre evenimentele externe importante în emisiune. Nu se întâmplă nimic deosebit din punct de vedere politic pe frontul american, e aceeași dramă, aceeași sagă, dar pe frontul rus se petrec lucruri. Acest atentat terorist de la Sala Crocus din Moscova, astăzi, Doru Bușcu, are câteva secunde să dăm sincronul. Al doilea cel mai important om din Rusia, pe bune după Vladimir Putin, este Alexander Bornikov. Alexander Bornikov, un tip la vreo 72 de ani așa, din 2008 este directorul FSB-ului, vorbește foarte rar, foarte rar apar declarații ale lui Bornikov. În general apare doar în poze în anturajul lui Vladimir Putin. Omul, spunea John Brennan, fostul șef al CIA-ului pe vremea lui Obama, americanii când vor să-l sune pe Putin, de fapt îl sună pe Bornikov. Este un interviu dat de fostul șef al CIA-ului. Și în 5 minute primesc telefonul înapoi prin serviciile de informații FSB-CIA. E acest domn Bornikov a șocat practic astăzi, am văzut multe cancelarii, până acum e tăcere, a ieșit într-o declarație foarte dură la adresa Occidentului și a spus nici mai mult, nici mai puțin că Rusia o să-l asasineze pe șeful serviciului militar al Ucrainei, pe Kiril Budanov. Haideți să vedem declarația lui Bornikov, în care jurnaliștii întreabă la procuratură de ce nu l-ați omorât până acum și el zice, păi urmează. Și declarația domnului Patrușev, care este secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Руданов является нашей законной целью по черководству спецслужб Украины. Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью. Что они живы до сих пор? Все впереди. Сказали, что точно Украина стоит за этим терактом. А что на это указывает? Много указывает. Это сейчас Следственный комитет все проанализирует и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом. Povestea asta de la Moscova, atacul, ceea ce s-a întâmplat, e foarte tragic, peste 130 de morți, foarte mulți răniți, 4 atacatori, mă rog, înțeleg că vor fi mult mai mulți arestați. Sunt două teze mari. Teza rușilor că ucrainienii au fost implicați, da, urma rusă. Astăzi Bornikov a spus Ucraina, Statele Unite și Marea Britanie. Și teza Occidentului că este un atac ISIS. Tu în ce teză crezi? Sigur că aia pot să fie de la ISIS, băieții pe care i-au prins, i-au bătut și urmează să-i omoare, probabil. Și că cei care au revendicat sunt ISIS. Dar e posibil ca lucrul ăsta să fie
făcut posibil de o fracție internă care e nemulțumită de puterea lui Putin. Dacă te uiți cu atenție la cum s-au derulat lucrurile, erau niște amatori totuși, au intrat, dar erau pregătite niște explozii. Amatori, dar foarte multă pregătire, că au apărut detalii, au dat și Turcia, niște, dar și Tajikistan. Au pușcat puțin față de ce era acolo, aruncau 3 grenade și făceau un carnagiu, dar ei n-aveau pregătire militară, nu erau, dar au fost niște explozii care păreau pregătite. Au incendiat. Au găsit canistrele de benzină. Niște mujahedini care au fugit, nu s-au detonat. Există acest semi-alibi pentru că al atentatului sincer islamic, pentru că Rusia a mai trecut până astea, pentru că i-au călcat statele alea islamice din Caucaz. Și ei s-au răzbunat. Dar e posibil, așa mi-ar plăcea mie să cred, și există, cred, și unele argumente pentru asta, că acei oameni au fost, într-un fel, ajutați, li s-a făcut puțin culoar, de o facțiune care îl contestă pe Putin. Spuneai de ăsta, șeful FSB-ului, Bonico, că e al doilea după Putin. S-ar putea să fie mai important decât Putin. Eu îl văd pe Putin ca fiind omul moderat din complexul de putere care conduce acum Rusia. Cei alături de Silovichi și familiile lor. Păi asta se spune totalul, că e cel mai important Silovichi. Este Bonicov. Totalul. Toată lumea recunoaște cei, de asta. Cei 10.000 de oameni care sunt ținuți de această atracție financiară, că în fond asta este ceea ce își doresc lucruri diferite. În primul rând își doresc altceva decât ce face grupul lui Putin. Își doresc să nu mai fie război, își doresc să facă bani în continuare și au motive să se descotorosească. N-au poate nici curajul și nici mijloacele deocamdată, dar au mai fost cazuri. A fost Zevzecul ăla de Prigojin care s-a lăsat omorât. Au fost, sunt tot felul de evenimente. Adică, a fost Prigojin. Eu cred că a fost Navalny care subit când se negociază un schimb de ostateci moare. Dacă până și Putin a recunoscut că era într-un schimb de. Deci Putin e contestat, iar lucrul ăsta este un eveniment, ăsta îl destabilizează. De-aia și aruncă pisica pe ucrainieni, pe Occident. Adică o întrebare am, că trebuie să termină la emisiunea. Crezi că asta va avea efecte pe frontul ucrainean? Adică ei au spus clar astăzi că îl vor să-l asasinăm pe ăsta. Da, au spus multe, că Medvedev cere în fiecare zi. Nu vorbesc de Medvedev, aici vorbim de structurile de securitate ruse, vorbim de șeful FSB și președintele Consiliului de Securitate. Cred că noi invocăm mitologie depășită. Nu mai sunt. Sunt niște amatori, după cum se vede. Bun, au anumite lucruri, că sunt, pot să omoare oameni, dar războiul din Ucraina o dovedește că marele FSB și ăla, Serviciul de Informații Externe, n-au făcut mai multe paralele. Patrujev e pe SIA lor. Deci, în loc să îi cucerească în 2 zile, i-au bătut ăștia, i-au respins, i-au, în fine. Revolta lui Prigojin iarăși arată că serviciile secrete tăiau frunză la câini și acum la fel, și ca să astup de obicei o deficiență a sistemului tău de securitate, dai vina pe cine? Pe niște conspiratori foarte mari, și Ucraina, America, așa se procedează, okay. E o replică de manual. Era nevoie să le expună și pe ăsta care vorbește rar, șeful FSB, ca să dea mai multă greutate. Dar nu cred că îl vor putea să, că vor duce la capăt. E o ambiție care le depășește posibilitățile. Oricum, Budanov a zis că a avut până acum 10 tentative de asasinat. E un tip mult mai tânăr, adică are 38 de ani. Bonicov nu l-a numărat nimeni, dar ești mai eroic atunci când spui. Există o propagandă mutuală. Și colo și colo lucrurile se fac declarații în exces. Propagandă, există un război al propagandei, dar important este să vedem faptele, facts. Și probabil că vor bombarda în niște zile mai năprasnic Ucraina ca să arate poporului rus că s-au supărat și că lucrurile s-au schimbat, dar ele se vor stinge, că mișcări majore nu pot să facă, cel puțin până acum. Dacă continuă să nu le dea armament, s-ar putea să rupă frontul la un moment dat. Mulțumesc foarte mult, Doru Bușcu, pentru participarea în această seară. Te mai așteptăm la emisiune când sunt evenimente importante, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu Alef News.